Salutare tuturor, eu sunt Armageddon, ca de obicei, gazda voastră pentru un nou episod din Last Day on Earth. Și aici, așa cum obișnuiți să știți pe Johnny, de fapt nu e Johnny, ci este Bogdan. Da, v-ați prins, fraților, avem un video de pe un cont al unui abonat. Bogdan m-a contactat și am zis, hai să dăm un mână de ajutor. Ce vrea Bogdanel? Vrea să-l ajutăm în bunker. Așa că, haideți să vedem ce cu baza lui. E prima dată când intru pe contul lui. Așa că nu știu ce are efectiv pe aici, ce are și ce nu are. Frate, ce încet aleargă! Bogdanel, te rog frumos, aleargă și tu mai repede! Ai benzină? Ai cumva chopper? Nu, cred că n-ai chopper, nu? N-ai chopper, Bogdanel! Bogdanel, sper să ai și energie, că altfel dacă n-ai energie, am încurcat-o. Ia să vedem, dacă Bogdanel a jucat înainte să jucăm noi, am încurcat-o. La buncăr o să avem nevoie de mâncare. Hai să lăsăm astea. Bandajele luăm, conservele luăm. O să le pun random și o să-l rog pe Bogdan să se ocupe el după aia să le pun în ordinea corespunzătoare. Pentru că, da, cred că ați înțeles, nu? Să nu-mi pierd eu timpul cu aranjatul. Bogdan, ți le arunc așa cum pe unde apuc și eu. Iar după ce intru pe cont, îți faci tu ordine off camera. Și să caut și eu unde sunt lucrurile tale. Ok, triptichește roșii, nice. Ceva armele, Bogdanel, pe unde ai armele? Ia să vedem, lemn, piatră, bun. Mă, baza e destul de frumușică, se vede că ai muncit ceva la ea. Bandaje, apă cât că avem aici, nu? Bun, hai să luăm și niște apă cu noi. Nu știu dacă o să iau pe toată, dar luăm niște apă. Dar nu găsesc, stați un pic, mai avem niște cufere. Aici, Bogdan, deschide-l pe ăsta. Nice. Sper să facem echipă bună astăzi cu Bogdan și să ne împăcăm. Sper să nu greșim butoanele. Bun, ați văzut că eu tot timpul apa o pun pe colțul din dreapta jos, să nu mă încurce. Totuși, ne trebuie niște arme și armură. Ok, ce ai pe aici? Benzină, mai multe benzină. Despre asta vorbim. Nice, 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 nice. Bun, deci avem aici arme. Arme melee, nice. Și aici, asta vreau să găsim, bro. Asta. Deci Bogdanel este chiar dotat foarte bine, să înțeleg. Bun, luăm o armură cu noi. Avem și medkit-uri. Deja suntem boiereală pe capul nostru. Boiereală, dacă știi ce zic, frate. Bogdan, ți le arunc și pe astea aici. Te descurci tu cu ele. Bun. Avem medkit-uri. Avem niște bandaje. Stați un pic. Mai are și o bucată de bază. Aici ce ai, domnul Bogdan? Ce ai pe aici? Diverse, nu? Și aici? Pansamente. Nu. Bogdan, vorbeam de pansamente. Stați așa un pic. Hai să facem două pansamente. Ne gândim dacă le luăm sau nu, dar orice ajutor nu strică să fie cu noi. Ce mai? Frate, dar ce încet se mișcă? M-am obișnuit cu glitch-ul ăla de viteză. În orice caz, o să mai dăm puțină viteză, nu? V-ați prins, doar nu lăsăm așa. Nu lăsăm noi pe Bogdanel să se miște așa. Deci, melee. Hai să luăm melee. Luăm maceta, rangă, saw blade, luăm două soi. Nu știu dacă o să luăm amândouă, cred că nu luăm amândouă pentru că nu o să avem spațiu. Mai bine luăm una întreagă. Așa, ca să ne ajungă pentru tot buncărul. Iar Johnela, uite, Bogdanel se va ocupa el după aia cu restul. Va face el. Totuși ai ceva lucruri bune pe aici, iteme. Bun, acum ce mai îmi trebuie mie aici? Ce să luăm? Ce ai tu aici? Cu... Bun, extended magazin luăm. Asta ce este? Luăm. Cred că o să folosim pistoale. Da, cred că luăm glocuri. Și mâncare... Să las din mâncare? Cred că aș lăsa din mâncare. Hai să lăsăm mâncarea asta și ne mai încape pentru încă un pistol. Ceva de genul ăsta. Da. În felul ăsta mă gândesc să plec la buncăr. Ia să vedem altceva. Ți-e foame. Poftim de aici. Nice. Cred că așa o să merg la buncăr. Da. Armura, dacă o să mai trebuiască, ne vom întoarce. Bun, aici... Da. Asta este tot ce voi lua. Și mergem să spargem buncărul. Din pistoale aș mai economisi. Problema este că dacă economisesc pistoale, asta înseamnă că trebuie să folosesc melee. Ia să vedem, are altceva pe aici, să ne mai facem poate o rangă, 3 cupoane roșii, nice. O lopată, nice, uite, luăm lopata cu noi, mai bine o lopată în loc de pistol. Bogdan, nu dai tu pistolul ăsta și ți-l pui unde trebuie. Ia să vedem, mai e ceva pe aici, melee, ca să nu fac eu. Bun, bun, bun. Dacă nu mergem așa. Mergem așa și spargem buncărul. Bun, hai să facem o încercare de genul ăsta. Poate mai are ceva la buncă, nu știu exact. Hai să fugim.
Posibil să mai aibă ceva la bunker. Hai să vedem. Sper că ai energie, Bogdan. Sper că ai energie. Sper că nu mi-ai dat contul fără energie, că ar fi trist. Ar fi foarte trist. Foarte trist. Oh, nice. 100% energie. Respect, bro. Ne trebuie și codul, nu? Nu m-am uitat în bază. Ai tu codul? Stați un pic, stați un pic, că luăm imediat codul. Îi dăm walk, accept, permiteți și spune, zboară acolo, zburdă, Bogdanel, zburdă, zburdă, zburdă. Și mă uit pe telefonul meu, pe contul meu, numai un pic, intrăm pe contul meu, scuzați, am lovit microfonul, și luăm codul de aici. Acum, sper să reușim să facem tot bunkerul, pentru că Bogdan a zis că vrea să-l ajut la bunker. Acum, care etaj, nu știu exact, dar o să încerc să-l ajut cât putem. Am văzut că are un task la rider, are un task la rider, la etajul 4. E un pic mai dificil acolo, pentru că sunt turetele care dau damage foarte mare. Totuși, pentru că avem un militare pe noi, este posibil să fie ok. Trebuie doar să evităm turetele. Dacă reușim să facem asta, ar fi super OP și poate reușim să-i facem etajul 4, pentru că va ajuta să facă și el quest-ul de la rider. Ia să vedem codul, Johnel. Johnny, aici, bro, aici. Bun, codul. Lasă motorul, Johnny, lasă motorul. Codul vreau să văd. Ia numai un pic să vedem codul. Codul. Nice. Deci avem 57, 965, 965. Boom. Nice. Am deschis. Nu știu exact cât o să dureze videoclipul. Poate o să-l tai și o să-l fac pe bucăți. Nu știu. Poate îl facem pe etaje. Etajul 4, un videoclip. Etajul 3, alt videoclip. Probabil că posibil să fac și așa. Încă mă mai gândesc, da? De obicei, dacă ați observat, încerc să nu las un videoclip mai lung de 20 de minute pe canal. Bun, hai să luăm lopata aceasta. Trebuie să facem ceva cu viteza, Jonel. Neapărat trebuie să facem ceva cu viteza. Ia stați un pic. Haideți mai întâi să lucrăm la viteză. Facem, uite așa. Glitch-ul cu viteza, bineînțeles că ne va ajuta. Bam, 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 bam. Oprește-te. Deja este mai bine. Și bam, 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 bam. Bum. Cred că e mai bine acum. E mai bine? Da, e mai bine. Haideți să-l executăm pe ăsta. O să trebuiască să facem world trick ca să mai economisim din pistoale. Și atunci o să procedăm așa. Bum, etajul. Cupoanele ți le las tu, le aduni tu singur, nu-i problemă de cupoane. Bum. Hai, vino încoace. Flutter blotter. Come on, bro. Come on. Vino încoace. Folosim trick-ul ăsta. E ușor. Ieftin, nu te costă nimic, ca nu ți-ai pum, nu ți-ai damage. Hai, toxic, flutter blotter, te-ai hotărât? Da, nu ți-ai damage. Ce că nu ți-ai damage? Bogdan, sorry, mai primești tu un pum, doi. Sper că nu te superi. În rest o rezolvăm, bro. O rezolvăm. Bun, am rezolvat asta aici. Pe bune, bro. Bogdan! Tu n-ai deschis bunkerul niciodată? Adică eu nu pot să intru acolo? Am înțeles, deci e pentru prima dată când facem bunkerul pentru domnul Bogdan. Bogdanel, am înțeles, bro, am înțeles. Asta înseamnă că o să începem cu etajul 2, v-ați prins. O să începem cu etajul 2. Pentru că trebuie să deblocăm inginerul ăla care este blocat jos la etaj. Nu, Jonel. Bogdan, te mai și botezăm în videoclipul ăsta, dar ai înțeles tu ideea, da? Ai înțeles. Bogdan, vrem să facem curățenie, nice and easy. Bateria, pe bune. Stați un pic. Băgăm și noi o baterie aici în priză. Și, bum, bum, avem bateria în priză, nice. Let's go! Bum. Aici să deschidem, să vedem care e faza. De obicei primește un ciocan sau cine știe, o cheie. Depinde acum, nu prea contează. Un ciocan și niște cuie. Nice. Etajul 2, bro. Hai la etajul 2. Etajul 2 trebuie să-l deblocăm mai întâi. Nici nu știam. Bogdan, nici nu mi-ai spus că n-ai făcut niciodată bunkerul. Interesant. Interesant, bro. Dar nu-i problemă. Nu-i problemă. V-am mai spus... Vă ajut, dar o singură dată, bro. O singură dată. Pentru că sunteți mulți la rând și doar dacă cumva mai greșim din conturi și mai luăm de două ori, dar încerc pe fiecare să ajut doar o dată, dacă se poate. Și în timpul meu liber. Jonel. Pardon, mă scuzați. Bogdanel. Ne putem mișca și noi mai cu talent? Ce-i mersul ăsta de pitic?
Frate, cât durează. Cât durează mersul pe mâzga aia. Bun. Hai să lăsăm gluma la o parte. 54 damage. Nice and easy. Boom. Nice. Nice again. Nice again. Nice again. Și boom. Nice again. O să lăsăm lui Bogdan să strângă el toate lucrurile astea. O să mergem pe crouch pentru că vrem să avem țeava aici aproape. Îi dăm un hit. Boom. Ne depărtăm, schimbăm și punem pe automat. Și am terminat povestea cu el, am terminat povestea. Bun, în camera asta lui Bogdan nu o să intru și v-am spus și vouă, nu intrați că nu se merită. Nu se merită, frate, pentru că n-ai ce face acolo. O să mergem să luăm, să lutăm camerele care sunt importante. Nice. Acum, mai avem aici, de fapt, hai să deschidem hall-ul. Hall-ul, nice, pe crouch. Și boom, criticală, din prima, țeava asta e foarte super OP. Nice and easy, mai departe. Dă-i, Bogdanel, bate-ne-i ca în șaormă, bate-ne-i cum poți. Băgăm un bandaj ca să ne ajute un pic, să mai economisim din medkit-uri. O criticală, ar merge aici o criticală cu... Da, merge cu asta. După care, probabil că o să eliminăm pe unul dintre ei. Ce am făcut? Unde am pus pistolul? Aici am vrut să pun pistolul. Eliminăm pe unul dintre ei. Și după aia pe al doilea încercăm cu wall trick-ul, să vedem care e faza. Și boom, nice. Ia să vedem dacă vine la wall trick. Vii la wall trick, boss? Hai vino încoace la wall trick. Ah, ce drăguț ești, chiar a venit. Și să luăm rânguța, deocamdată ne punem înapoi, hai să punem bandajele pentru că sunt deocamdată la început. Și să vedem dacă funcționează, da, merge, nice. Mai economisim un pic. Pentru că nu avem arme la discreție. Nice. Bun, sper că, Bogdanel, sper că vei fi fericit. Și cu ocazia asta o să-ți aduni o grămadă de etichete. Bum, am terminat și cu ăsta. O să te las pe tine să deschizi cuferele. Nu le voi deschide eu. Aici o să folosim chestia asta, uite așa, nice. Dăm o criticală. Cu ocazia asta, bineînțeles că și cei care sunt începători, puteți să încercați și voi să faceți chestia asta. Luăm așa și să luăm un pistol. O să ne fie mai comod și mai repede. Bineînțeles că puteam să fac un pic mai economic, dar pentru că este un video, o să fie un video lung, pentru că și cerința lui Bogdan este destul de mare, adică să fac bunkerul. O să folosim un pic și armele, pentru că oricum le are. Nice. Bun. Bun, 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 bun. Am terminat și aici. Bogdan, în camera asta să nu intri pentru că sunt doi grăsunei, Toxic Abomination și un Photoblotter care nu prea îți dau nimic, așa că îți recomand să nu intri pe acolo. Mergi mai departe, n-ai ce face pe acolo, nu prea drupează nimic bun. Bun, aici deschidem pentru că aici trebuie să intrăm. Uitați așa, dăm o criticală, boom, trecem pe pistol. V-am spus pentru că o să ne ușureze un pic munca și să nu facem un video de 2 ore și să facem un video mai scurt. Dacă o să fie prea lung, o să mai scurtez eu. Pe ăștia doi aici o să-i elimin ca nu cumva Bogdan să nu-i deranjeze din greșeală, pentru că deja stau aici și se uită la noi. Boom. Eliminăm. Wall trick. Te oprești acolo? Nice. Hai să luăm așa. Punem niște bandaje la îndemână și wall trick-ul. Nice. Îți iei damage? Da, își ia damage pentru că nu stă bine ăla. Hai să punem în poziția mai corectă. Bun, acum este poziția corectă. Bam. Bam. Merge. Merge, nice and easy. Ok, Bogdanel. Hai că suntem pe drumul cel bun. O să-ți placă după aia să cobor tu un bunker. Deci nu uita, tot ce e pe aici deschizi, numai ușa de aia, ușa, prima ușă nu o deschide pentru că sau să ți-o omor, ca nu cumva să intre acolo? Haide să-i omorâm, ca nu cumva să intre Bogdanel acolo și să nu facă vreo prostioară, că după aia o să-l fugărească ăștia. Și da, hai să facem uite așa, hai să-l omorâm pe primul. Și pe al doilea o să facem wall trick-ul. Hai, vino încoace. Ca nu cumva Bogdanel din greșeală să deschidă ușa aia și după aia să fugărească ăștia, să-și piardă itemele. Da, hai că o să facem clean, bunkerul clean îl facem. Nice. Bogdanel, bravo. Bravo, domnul Bogdan! Hai că te descurci bine. Hai, văzut, nu este foarte greu. Doar dacă nu nimerești ușa, dar în rest, dacă tot e bine. Dacă nu nimerești ușa,
Asta e, îți mai iei câte un pumn în freză, dar eu sper că se iasă bine. Și bum. Acum ți-am curățat tot etajul acolo. Hai să vedem mai... Merge un pic în lag, nu știu care e faza, dar să sperăm că se va schimba chestia asta. Și bum. Mergem mai departe. Aici o să-ți curățăm fără... Hai să folosim, uite așa, și să luăm o macetă, zic eu. Da. O să-ți curățăm... Să avem o conservă. O ștergem să nu ne încurce. După care o să trecem pe medkit-uri. Deci, o să-ți curățăm aici, dar fără turetă. Pentru că nu are rost să consumăm resurse pe turetă. Ok, Bogdan? Așa că dacă vii uite așa ca mine pe aici, când faci cureți buncărul, ai grijă să nu te lovească tureta, ok? Bun. Dăm un hit, trecem pe automat, băgăm așa și îl ajutăm pe Bogdanel. Nice, am făcut și level up. Bun, cam asta a fost. Hai să luăm Skullcrasher-ul. Avem aici doi care stau la povești și luăm așa prin surprindere. Și boom, primul. Și al doilea boom. Haideți să intrăm și aici. Nu, lasă-mă să deschid ușa asta. Lasă-mă, bro, să deschid ușa asta. Nice, am reușit. Pentru că nu vreau să adun cupoanele, las pe Bogdanel să se bucure de cupoane. Bine, ne-a văzut ăsta, n-are nimic. Hai să dăm două bucăți și am terminat cu el. Acum, ușa asta o să o deschid pentru că... Da, același gând, ca nu cumva să deschide Bogdanel și după aia să fugurească aici ăștia de aici. Facem, uite așa, wall trick-ul, care n-a mers cum trebuie, dar totuși, măcar unul a rămas la zid, tot este bine. Hai, Junel, da, dă-i. Bun. O, dădea și la noi, cumva să înțeleg? Nu, dădea și la noi? A, n-am fost atent, ok. N-am fost atent, dar nu-i problemă. Nu-i problemă că ne-am descurcat. Eu zic că ne-am descurcat. Apropo, pentru cei care nu știți și ați intrat pe canal și vedeți acest videoclip, să știți că jucăm pe un cont al unui abonat, îl cheamă Bogdan, care ne-a rugat să-i ajutăm să facă și el buncărul. Se pare că nu l-a făcut niciodată, așa că îl ajutăm să facă și el buncărul. Bun, aici intrăm mai departe, bum. Încă n-a deblocat nici specialistul de sus de la floppy disk, așa că o să-i deblocăm și specialistul cu ocazia asta. Bun, haideți să luăm, ce să luăm? Luăm macetă, frate. O luăm o macetă cu noi. Îl chemăm pe toxicul ăsta. Hai, toxic. Vii la zid. Îl intimidăm puțin, îl speriem. Îi dăm un 36 damage cu o macetă, nice and easy. Bun. Bun, dacă te întrebi, Armageddon, dar de ce tu ai 36 pe macetă? De ce am 36 pe macetă? Pentru că, îți spun și de ce. Pentru că am luat un boost. Știi că vine dealerul și îți dă un boost. Am luat boostul de la dealer. Nu de la dealer, de la... Cum îl cheamă? Healer, scuzați-mă. Mai greșesc și eu din când în când. Bun, aici nu ne riscăm. Facem uite așa. Băgăm și o conservă. Pentru că vreau să fac un wall trick cu ăsta, să văd dacă merge. Mai economisim un pic. Bun, te-ai oprit? Nice. Am avut un pic de lag și n-am mers, ați văzut. Mai încercăm o dată. Bum. Bum. Sper să meargă și să nu mai apară alt lag, că dacă apare încă un lag, asta înseamnă că o să avem încă un pumn în freză, ceea ce înseamnă încă un medkit, iar medkiturile sunt valoroase la nivelul lui Bogdan. Bum. Și bum. Și bum. Nice. Nice and easy. Acum, hai să facem o chestie aici, luăm un soul blade și facem trucul cu elevatorul. Îi dăm un hit și fugim. Wow, 190 ceva dat, nu? Urcăm sus. După care facem, resetăm pe ambii, resetăm și ne întoarcem înapoi pentru ei. Este ușor, mai ales dacă faci off camera, e ușor. Îți recomand să faci chestia asta. Economisești. Faci economii. Până acum avem cât avem? 20 de minute. Da, fraților, se pare că o să facem etajul 2 și o să oprim acest videoclip și mai facem încă unul pentru următorul floor, ok? Pentru că deja o să fie cam lung. Dar asta este. Este important pentru cei care sunt începători să vadă cam cum poți să faci chestia asta. Pentru cei care sunt avansați,
Eu vă cred, fraților, vă cred că voi poate spuneți, Armageddon, eu știu asta. Ok, tu știi tu, dar se pare că unii nu știu, cum este Bogdan, de exemplu, care se chinuie și boom, și îl ducem la Wall Trick. Ia să ne stai la Wall Trick? Da, stă. Nice and easy. Haideți să luăm, ce să luăm? Luăm încă chestia asta, maceta. Îl ducem mai aproape pe ăsta și încercăm Wall Trick-ul. Dacă funcționează bine, ok. Dacă nu funcționează, tot ok. Nice. Și acum, de ce am făcut asta? I-am scutat din viață, urc sus, îl resetez și dau criticală. Mi se pare foarte, foarte economic modul acesta. Așa că sper să vă placă. Nu uitați când apare episodul și vă uitați, încă îl vizionați, nu uitați butonul de subscribe și un like, dacă vă place. Dacă nu, e ok, fraților, e ok, nu este obligatoriu. E important să vă placă. Bun, dăm o criticală acum și sper să nu mă vadă. Dacă mă vede, nu e o problemă, nu vă panicați, ne descurcăm. Hai, Bogdanel, încărcăm și noi jocul astăzi? Bun, încărcăm. Bun, haideți să dăm o criticală la fel. Și i-am eliminat din start pe ăștia doi. Eliberăm și pe domnul specialist, care ne va debloca camera pentru floppy, care este foarte importantă. Și boom, 198. Oh, 198. Salut, bro. Salut, salut. Ești liber, bro, hai fugi. Bro, ești liber, let's go. Ok, a plecat. Bine, baftă, eu vin mai târziu, da? Ok. Acum, hai să trecem pe... Ce mai avem de făcut aici? Avem aici să dăm o criticală la ăsta care stă aici și stă singur, nu știu care e faza. Zici că e pedepsit, un pic mai departe de ceilalți. Luăm țevușca, îi chemăm pe toți la noi, haideți. A, veniți încoace. Punem pe automat, ca să știți, vă spun ce fac ca să știți și voi ce aveți de făcut. Și lași să-i omoare în timp ce tu supraveghezi, bineînțeles. Acum, aici... Să ne pierdem timpul, luăm un pistol și mergem pe pistol pentru că mai avem încă 3 figi pe care trebuie să executăm. Bun, 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 bun. Nice. Cred că am eliminat tot, da? Da, tot am eliminat. Aici eliminat, eliminat, eliminat. Să nu pierdem timpul, mai luăm încă un pistol și fugim. Pentru că sunt șanse mari. Deschizi ușa și fugi, pentru că dacă întârzi mai puțin de o secundă, ai șansă să-ți primești un pumn în cap acolo. Pentru că este foarte aproape de ușă și atunci te lovește. Nice. Și mai avem aici, punem uite așa. Nice. O criticală la un Fiji. Ceva de genul ăsta. Boom. Ne-am depărtat. Îl executăm rapid. Nu ne lovi. Bogdan este pe felie. Și uite așa, avem ultima misiune. Hai, Bogdanel, dă-i. Tăi cu Soulblade-ul. Încă una. Trecem pe pistol. Și cam asta a fost. Boom. Cam asta a fost etajul 2. Cam ăsta a fost etajul 2. Cam ăsta a fost etajul 2. Bun, pentru cei care nu știți, suntem pe contul unui abonat. Îl cheamă Bogdan. Bogdan 13. Vedeți și numele acolo. Și am făcut etajul 2. Eu am fost Armageddon, gazda voastră, împreună cu Bogdan. Vă salutăm, vă spunem, ca de obicei, fiți binecuvântați și ne vedem data viitoare la un nou episod. Succes și baftă în toate! Baftă, oameni buni!